Atelierea Cenaclului Universității Babeș-Bolyai îl are în prim plan pe poetul sălășan Viorel Mureșan. Cu această ocazie va fi lansată și cartea semnată de poet, Rafturi cu liniște, apărută la editura Caiete Silvane și Acon. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj, luni de la ora 18, la Librarium al Universității Babeș-Bolyai, va avea loc o nouă întâlnire a Cenaclului UBB condus de poetul Ioan Mureșan. Vor citi Viorel Mureșan și Viorel Bucur. Cu acest prilej vor fi lansate și cărțile semnate de Viorel Mureșan, Rafturi cu liniște, și Viorel Bucur, Omul negru și alte arătări de peste hotar. Poetul, eseistul și criticul literar Viorel Mureșan s-a născut în 1953 în localitatea Vicea, comuna Ulmeni, județul Maramureș. A urmat clasele primare în satul natal, gimnaziul în Someș-Uileac, liceul teoretic Cehu-Silvaniei, facultatea de filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Rusă. A fost profesor de Limba și Literatura Română întâi la școala gimnazială Lemniu, comuna Letca, apoi profesor suplinitor la Liceul Industrial din Jibou între 1987 și 2008, profesor la școala Lucian Blaga Jibou, iar din 2008 revine la Liceul Ioana Gârbiceanu din Jibou.